Bărbatul de 42 de ani le ademenea pe minore în cluburi sau parcuri din Focșani după ce le promitea că le plimbă cu motorul. Ulterior, după câteva întâlniri, le ducea la el acasă, unde întrețineau relații intime și le înregistra video. Una dintre victime, care a fost șantajată cu publicarea imaginilor, a depus plângere împotriva lui. Așa au intrat pe fir oamenii legii. Au efectuat o percheziție domiciliară în municipiul Focșani. În urma percheziției au fost identificate și ridicate în vederea cercetărilor mai multe telefoane mobile, 4 laptopuri, 5 HDD-uri și 5 memory stick-uri. De asemenea, au fost identificate mai multe imagini și videoclipuri cu conținut sexual explicit. Și protecția copilului s-a sesizat în acest caz. Colegii din cadrul Serviciului de Intervenție în Regim de Urgență s-au autosesizat astăzi ca urmare a informațiilor apărute în presă și au formulat o solicitare către organele de anchetă prin care sunt solicitate date cu privire la identitatea minorelor, astfel încât ele să poată fi incluse într-un program de evaluare și consiliere. Psihologii spun că în asemenea situații victimele pot fi traumatizate pe viață. Pot apărea modificări, restructurări în întreaga sa personalitate. Apare hipervigilența, o nevoie crescută de autocontrol, o lipsă de încredere în propria persoană și în a stabili relații cu ceilalți din jur, devine extrem de... Bărbatul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile sub acuzația de pornografie infantilă, act sexual cu un minor și șantaj. Până acum au fost identificate 6 victime, însă numărul acestora ar putea fi mai mare. Dacă va fi găsit vinovat, bărbatul riscă până la 5 ani de închisoare.